Salutare! Astăzi veți vedea cei mai norocoși oameni și nu ne vom încărca de la ei doar cu bună dispoziție, dar poate chiar ne vom lipsi de norocul lor. Era atât de încrezut în norocul său că nici nu a urmărit traseul mingii. Wow, chiar și brazii pot face trucuri. Uneori se pare că unii chiar își pun norocul la încercare. Nu, пока лидирует вот этот. Aici cred că antrenamentele și-au pus amprenta, nu norocul. Voi tot așa față aveți în acest moment? El încă nu știe că a terminat curățenia pe acea porțiune de drum în cel mai potrivit moment. Te întrebi ce încearcă să facă? Iată ce! Iar aici cred că e rezultatul multiplelor antrenamente. Pe acest teren, portarul are nevoie de noroc nu doar pentru a respinge mingea. Pune like dacă crezi că acești scafandri se joacă cu focul. Sau, mai bine zis, cu rechinii.
Jucătorii profesioniști de bowling își aleg pantofii cu grijă și se antrenează ani de zile exersând poziția corectă. Priviți cum funcționează reflexul. Test de intuiție. Veți ghici din ce parte va veni pericolul? Scrieți în comentarii dacă ați ghicit. Ați văzut un șofer mai norocos decât acesta? Hei, cu mingea e prea plictisitor. Trebuie înlocuită cu o sticlă. Doi din această echipă, cât pe ce se uite pentru totdeauna de serviciile unui frizer.